Nu sunteți din Moldova. A, eu sunt din România. Nu, noi suntem din Moldova, suntem din Bălți. Și aici este ziua de cadă și ziua de cadă. Colegul vă prezintă, putem să vă prezint eu aici. Avem, uitați, ajutoare care vin din Uniunea Europeană. Aici nu e omul meu. 64% din exporturi merg în Europa la moment. Din Moldova în Europa. Renovarea școlilor, cazare cu biomasă și pastrată. Europa trebuie tot eu bani și nu mai dau. Panouri solare, pilon de lumină, apeducte, 700 de kilometri. Dar ce nu măresc pensiile? Păi s-a mărit, nu s-a mărit. Cu ce? Cu 6%? Dar stai încă nu? Era la 1000 ceva, acum sunt peste 2000. Încă nu. Nu, încă. La 1 aprilie să înceapă. Da. A, la 1 aprilie. Care este, câte primiți pensiile dumneavoastră? 1500. Ce să fac cu 1500 dacă nu ajunge? Am înțeles că legea este acum că 2000. Nu. Eu nu sunt la pensii, am 5 ani. Adică nu sunt la pensii. Și eu n-am ajuns la 2000. Bine, pe aceste scrisoare cerem ajutor cu pensii și sănătate. Cam am rupt mâna, trebuie iar rupă de unii. Nu mă scuzați de cuvânt, dar nu m-am înșuntat. Păi, astea nu sunt minciuni, astea sunt dovedite, donațiile cu locomotive. Eu am, de cât am ieșit la pensie, am pe 4 luni de zile, când am ieșit. Eu știu, am primit 2000 și mi-au tăiat 500 de lei. Da. Dar eu singur băiesc cu hotare și... Nu te ajută. Nu mi-e ajunge în jumătate. Trebuie de plătit telefonul, apa, una alta. Sigur. Ați fi de acord să trimitem o scrisoare să cerem mai mulți bani din Europa? Trebuie să optăm pentru asta ca să ne dea. Trebuie să luptăm și să luptăm. Trebuie să... Cum vă numiți? Vreți să semnați ceva aici? Nu. Și doamna, cum se numește? Nu mă mai scrie. Nu degeaba, cum spun, noi toate ajutoarele astea le-am primit doar pentru fițe. Da, dar eu dau. Domnul dorește să ajute? Scrie, și bacă. Da, și mai ajută, mai. Da, dar vedeți că asta nu pierdeți nici din asta, dar putem să câștigăm. Ieși, adișnii. Cum doriți? Bine, mulțumim.